Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Unul dintre principalele evenimente ale săptămânii va fi conjuncția lui Mercur cu Soarele pe 20 octombrie în Balanță, o perioadă de timp foarte favorabilă pentru luarea unor decizii rezonabile și clare. În sfera afacerilor, se recomandă planificarea și desfășurarea întâlnirilor, planificarea de a lucra împreună și organizarea de evenimente promoționale. Activitatea intelectuală este activată în Gemeni, Fecioară, Berbec și Leu, care vor găsi cu ușurință un limbaj comun cu oamenii influenți, iar productivitatea muncii creative va crește semnificativ. Călătoriile de afaceri și călătoriile în scop comercial vor fi favorabile. Quadratura lui Mercur cu Pluto îi poate provoca pe mulți să rezolve problemele de relație cu forță și agresivitate, care nu numai că pot duce la certuri, ci pot duce și la rupturi în relații, atât romantice, cât și prietenoase. Este recomandat pentru scorpioni, gemeni, lei, berbec și fecioare pentru a-și controla emoțiile. Quadratura Soarelui cu Pluto la sfârșitul săptămânii, nevoia de a controla totul va crește în rândul scorpionilor, berbecului și leilor. Reputația taurului, fecioarei și balanței poate fi în pericol, iar racul, peștii și săgetătorii pot fi atrași, împotriva propriei voințe, într-o luptă pentru putere și influență, care va duce conflicte, contradicții și tensiuni. Capricornii și balanța ar trebui să fie deosebite de atenție atunci când se ocupă de probleme de impozitare, asigurări, investiții și distribuirea profitului. Toți reprezentanții zodiacului ar trebui să evite participarea la evenimente publice. Nu trebuie să conduceți o mașină din cauza riscului ridicat de accidente și răni. Aproape toți cei cu probleme cronice de sănătate pot prezenta simptome crescute de boală. Aspectul armonios al lui Saturn și Mercur duminică va duce tendințe pozitive în domeniile comunicării, afacerilor și științei. Contactele cu oameni și autorități influente vor avea succes. Sfaturile persoanelor în vârstă pot ajuta foarte mult la rezolvarea problemelor de lungă durată. Este favorabil să începeți reparațiile, să achiziționați proprietăți sau terenuri. Sfera romantică a vieții se poate schimba într-un plan mai stabil pentru capricorni, fecioare și gemeni, în special pentru cei care sunt în pragul unor decizii importante cu privire la partenerii sau admiratorii lor. Acei reprezentanți ai zodiacului al căror domeniu profesional este legat de știință și cercetare vor avea ocazia să se exprime prin disciplină și efort intelectual. Recompensele și popularitatea nu vor întârzia să ajungă. Trigonul lui Venus cu Jupiter va întări efectul aspectului armonios al lui Mercur și Saturn, aducând schimbări pozitive importante în domeniile finanțelor și relațiilor. Mulți oameni din domeniul artelor vor experimenta creativitatea și inspirația, descoperind noi perspective pentru ei înșiși. Călătoriile de afaceri vor fi foarte fructuoase și vor aduce profituri semnificative și noi proiecte profitabile. Starea de sănătate a majorității reprezentanților zodiacului se va îmbunătăți semnificativ, în special pentru taur, balanță și săgetător, dacă suferă de boli cronice. Această perioadă este favorabilă procedurilor de diagnosticare și începerii unei proceduri de tratament. În dietă, ar trebui să dai preferința alimentelor ușoare și cu conținut scăzut de grăsimi și să eviți dulciurile. Peștii, săgetătorul și racul pot avea cunoștințe neașteptate cu străini, ceea ce va duce la începerea unor relații noi și serioase. Evenimente fericite acasă și în familie așteaptă pe taur și balanță. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!